Bună seara, bună seara! Ce mai faceți, dragi prieteni? Din nou este marți, din nou gata pentru un al nou episod din Focul de Tabără. Ca de obicei, alături de mine este... Olivian, bine ai venit! Bine v-am găsit, bine v-am găsit! Ce ai mai făcut săptămâna asta? Am niște informații că ai văzut lucruri interesante. Deci am avut doar două zile din săptămâna asta au trecut. Trei, asta e a treia. Wow, și am avut o săptămână, pot să zic că am avut o săptămână fantastică. Pentru mine, mâine poate să fie vineri, că deja ne-am trăit săptămâna. Am avut o săptămână grozavă, bine, două zile superbe. Am fost pe munte, cred că la asta te referi, nu? Da. Nu la faptul că am condus mult. Am fost pe munte, am făcut un traseu pe care mi-l doream de foarte mult timp împreună cu soția mea să-l facem. E vorba de Creasta Craiului. Probabil ați auzit de Piatra Craiului și creasta e grozav. E un traseu superb și săptămâna asta am reușit să-l facem, duminică și luni. Așa, și ce ai mai văzut pe acolo? Povestește-ne cum a fost. Am văzut o grămadă de chestii. Noi ne-am dorit să vedem animale sălbatice. Eu și soția mea ne-am văzut, prietenii cu care am fost au văzut niște animale sălbatice foarte interesante. Noi am văzut un urs, dar de data asta pe DN1, când ne întorceam. În rest am văzut o grămadă de stânci. După cum vedeți, e un traseu foarte periculos, dar fain. Știți cum, e o grămadă de adrenalină. Aici este cabana Curmătura. Este practic primul popas după o urcare de vreo două ore. Toată lumea trebuie să are nevoie de odihnă. Exact. Wow. E un cățel atât de drăguț, îl mângâiam, ne jucam cu el și când nu mai făceam, ne dădea așa cu labă peste la mai vrea. Continuă. Da. Un traseu foarte fain, am avut parte de o zi frumoasă, cu toate că se anunța pe după amiază ploaie. Însă Dumnezeu ne-a dat o zi frumoasă, ne-am rugat mult. La un moment dat, când am ajuns pe creastă, locul unde de obicei e periculos, din cauza faptului că adeseori sunt vremea se schimbă foarte repede pe creastă și sunt descărcări electrice și așa mai departe, a început să se înreze din ce în ce mai tare și am început să ne rugăm noi din ce în ce mai tare. Pentru că doar ce am început urcarea și mă sună un prieten din Bacău și îmi zice: Olivian, ești bine? Zic da. Ah, bine, ci că am auzit la radio, acum cineva a murit în Creasta Craiului și de 30 și ceva de ani. Și din momentul ăla am avut un pic de frică. Aici am ajuns deja la refugiu. Bineînțeles, ne-a udat foarte puțin, a plouat, nu ne-a udat foarte tare. A fost foarte fain, a fost o experiență grozavă, foarte fain. Refugiu a fost gol, o singură persoană am găsit acolo și a fost foarte interesant. Daniel, unul dintre prietenii mei, îl întreabă pe tipul ăsta cu care am stat în refugiu, zice: știi șah? Și respectivul ne-a dat un răspuns foarte clar. După aia întreabă: vrei să te bat? A fost foarte interesant, după care tipul îi spune că e judo, practică judo, într-un mod profesionist. A fost foarte tare. Mai fost o chestie faină în timpul somnului, obosit fiind după atâta urcare, 9 ore de traseu, cu rucsac în spate de vreo 14 kg, oricum greu și cățărare, a fost interesant și frumos. Numai bine am adormit, că primesc un șut. M-am trezit, mi-am dat seama soția mea lângă mine. Din cauza oboselii tot sfărăiam și numai bine adormeam, iarăși primeam un șut să mă trezesc. De vreo 20 de ori la rând. Eu am adus aminte 10, ea zice de 20. A fost foarte tare, dar bine, a fost fain, am mâncat acolo. Dimineața am avut parte de o dimineață grozavă, senin. Dacă seara era înorat, ploua, se auzeau vântul bătând cu putere, dimineața senin, soare, fain de tot, o priveliște extraordinară. Dacă aveți posibilitatea, chiar merită să mergeți la Vârful Ascuțit, puteți dormi la refugiu Vârful Ascuțit, e vorba de 2150 metri altitudine, foarte fain. Și înapoi traseu, puteți lua un traseu mult mai ușor, nu acesta atât de dificil. Ok. A fost fain. Așadar, drumeție, munte și întâmplări hazlii, da. Chiar suntem la focul de tabără acum. Și în seara asta, la sugestia voastră, vom vorbi despre unitate. Unitatea este calitatea a ceea ce este unu. E aproape un paradox, așa, cum mai mulți oameni pot fi unu sau pot fi una în gândire, în simțire sau în ceva. Din punctul ăsta de vedere, face ca să fie un lucru foarte dificil, unitatea, foarte complicat. O mică nuanță,
Unitatea nu a însemnat niciodată uniformitate. Și asta o spune Martin Luther King. Bun, suntem uniți, dar eu rămân tot negru, tu rămâi tot alb, cumva în subiectul zilelor astea, când se vorbește foarte mult de rasism. Putem fi uniți chiar dacă suntem diferiți, până la urma urmei. Și Uniunea Europeană a simțit treaba asta, știi da. Cum? Da, în anul 2000 a pus motoul uniți sau unită în diversitate. Da, unitate în diversitate, motoul Uniunii Europene, un lucru foarte frumos. Dragostea, prietenia și respectul nu unesc oamenii la fel de mult ca ura comună pentru ceva. E mult mai ușor să unească oamenii la rău decât, decât la bine. Asta trebuie să ne dea de gândit. Unitatea înseamnă să te identifici cu cei care au același scop ca tine. Nu să fii împreună, ci să te identifici. Asta implică lepădare de sine, înseamnă renunțare până la urmă la asperități, asperitățile personale, de dragul unui scop comun. Sau neapărat renunțarea, cât neglijarea lucrurilor distincte. Urmările unității. Ce se întâmplă când suntem uniți? Ajungem unde trebuie. Ajungem mai repede, mai ușor și mai bine, dacă e vorba de așa. Da. Obținem putere și, în final, succesul a ceea ce ne propunem. Putem vorbi de unitate chiar dacă avem roluri diferite. Absolut. Chiar dacă aceasta înseamnă mult timp. Unitatea nu e ceva care se întâmplă așa precum genericul emisiunii noastre. Da. Și întotdeauna unitatea are înglobată în ea o recompensă. Recompensa este că ajungeți, obții ceea ce îți propui. Bun. Și spunea Maxwell, acum am adus aminte, nu am notat aici, unul e un număr prea mic pentru ca să facă ceva semnificativ. E nevoie de mai mulți care să gândească la fel. Două citate. Salustius, încă din vechime știau oamenii ceva despre unitate. Grație unirii cresc lucrurile mici. Prin dezbinare se prăbușesc cele mai mari. Era vremea romanilor când divide et impera era la ordinea zilei. Vrei să-i împrăștii? Și încă o zicere din Ralph Waldo Emerson. Suntem la fel de puternici pe cât suntem de uniți, la fel de slabi pe cât suntem de divizați. Oricât de puternic ai fi, o unitate poate să... unitatea bate orice individualitate răsărită, semnificativă. Bun. Ce spune Biblia despre unitate? Spune multe, ne oferă și multe exemple. În primul rând ne vorbește mai degrabă prin exemple. Sunt și câteva îndemnuri sau sfaturi pentru unitate, dar în general Biblia ne vorbește prin exemple. Ne prezintă și exemple negative, dar și exemple pozitive. Dar adevărul că prin exemple învățăm cel mai bine. Da, prin exemple. Sunt și exemple de bine și exemple de rău. În ceea ce privesc sfaturile, mi-au rămas în minte așa câteva, începând din Geneza. Nu este bine ca omul să fie singur. Singur. Da. Și apoi e foarte interesant că Dumnezeu spune cei doi vor fi una. Una. Foarte interesant. Da. Doi devin una. Un exemplu frumos. Este definiția de bază a unității. Unității. Până la urmă acolo găsim în Geneza. Una în scop, rămânem persoane diferite, cu roluri diferite, dar cu același scop și cu aceeași direcție în viață. Mai este o promisiune a Mântuitorului în Matei 18, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, eu voi sunt și eu în mijlocul lor. Foarte frumos sună promisiunea asta a lui Dumnezeu. Și adevărul că avându-L pe Hristos în mijlocul tău, și interesant mijloc, cuvântul ăsta nu însemnă doar fiind acolo, ci ar fi interesant și centru, central fiind, dacă permite așa o aplicație omiletică. Da, ideea, acolo unde este El, într-adevăr, se produce unitatea. Nu mai știu cine folosea expresia aceasta, ilustrația aceasta, că atunci când ne apropiem de Hristos, la fel ca și spițele de la bicicletă, cu cât se apropie de butuc, sunt aproape, da, foarte, ne apropiem unii de alții. Ok.
Ce am mai găsit frumos în Biblie? Ioan 17 cu 21, rugăciunea Domnului Iisus. Mă rog ca tot să fie una și dă și modelul. Cum eu sunt una cu tine, cum Tatăl și Fiul fac o unitate de plină. Acesta ar fi semnul prezenței Lui Dumnezeu într-un grup. Bun! Uite că timpul tace și trece și unitatea rămâne un deziderat. Dacă e să ne gândim și la exemple greșite după potop, oamenii se unesc să facă un lucru. Da, s-au unit. Hai să facem un turn, exact, ca să nu ni se mai întâmple nimic. De fapt, cam peste tot când apare ceva rău în Biblie, e și o unitate, așa. De fapt, ei acolo s-au unit chiar pentru a-L sfida pe Dumnezeu. Până la urmă, asta a fost, au sfidat pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu a spus, împrăștiați-vă, duceți-vă, eu spun, nu, hai să ne adunăm, să facem aici, ne facem un nume. Un nume, interesant, unitate. Da, doreau unitatea. Bun, ai vreo experiență în viața ta când prin unitate ai făcut vreun lucru interesant? Cred că sunt și acum că tot veni vorba de munte, îmi dau seama că și aici am fost într-un grup restrâns de prieteni și îmi dau seama că și acum au fost momente când, fiind urcarea foarte dificilă, am avut nevoie să ne întindem mâna unul la altul, să ne ținem puțin. Unul ținea bagajul, altul împingea, altul ținea cumva mâna ca să pui piciorul. Interesant. Adică în felul ăsta am reușit și cred că am reușit datorită faptului că am fost un grup unit. E posibil ca, fiind de unul singur, să nu fi putut parcurge traseul? Sigur, sunt șanse să mă fi oprit undeva. Dacă eram sigur, am obosit, dar așa, fiind, hai că putem. Când celălalt simțea că nu mai poate, hai că poți, mergem împreună. Ok, ia să vedem cine a răspuns la provocarea serii. Am uitat să o anunț de la început, dar cei care ne urmăriți cu siguranță ați citit pe burtieră. Scrieți în comentarii un text despre unitate, un îndemn din Sfânta Scriptură care ne îndeamnă la unitate, nu doar o referință, ci textul însuși. Ia să vedem dacă avem ceva comentarii. Încă nu au apărut comentarii, dar suntem ochi și urechi să apară. Premiile au fost expediate, am primit deja și feedback că au ajuns la destinatari. Da? Vrem să dăm alte premii, așa că scrieți în comentarii ca să ne asigurăm că ajung premiile la voi. Vorbeam de exemple negative, însă sunt și o grămadă de exemple pozitive. Nu mai avem timp acum de ele, dar adevărul că sunt o grămadă de exemple pozitive de la care învățăm, oameni care s-au unit pentru a avea un pentru a reuși împreună în Scriptură. Găsim astfel de momente. De exemplu, Neemia, ni se spune că poporul s-a strâns împreună în jurul cuvântului Dumnezeu și în felul ăsta au reușit. Dar interesant, s-au strâns în jurul cuvântului. Biblia ne strânge împreună. E foarte interesant asta, ca biserică, ca grup, ca și ca familie. Eu mă uit asta, eu cu soția mea avem un obicei. În fiecare seară, înainte de a dormi, ne strângem, suntem amândoi, stăm unul cu altul și luăm studiem ceva împreună și am observat că lucrul ăsta ne aduce mai aproape. Și asta e valabil pentru toate grupurile. Cuvântul lui Dumnezeu are puterea asta să ne aducă mai aproape unii de alții. Da. Ne strângem în jurul lui. De fapt, important este scopul în jurul căruia se realizează unitatea. Exact. Dacă este uiți la filme, cele mai unite grupuri sunt bandele de hoți. Da, ei se unesc. Da. Dacă un citat mi-am adus aminte, zicerea, cred că Ziegler spune treaba asta, dacă efortul, energia care o consumăm ca să găsim scuze, am folosit-o ca să ne propulsăm, am devenit rachete, spune el acolo. Și la fel fac legătura aici. Dacă am folosit toată energia care o punem pentru scopuri mai puțin bune, așa, pentru un scop nobil și frumos, toată unitatea de care suntem în stare, am avea rezultate mult mai bune. Văd că au apărut și niște comentarii.
Mihaela Reniță se uită cu noi. Mulțumim, Mihaela! Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, că toți luăm o parte din aceeași pâine. Mm-hmm. 1 Corinteni 10 cu 17, foarte frumos. Fain. Carlos Sasu. Fiii prorocilor au zis lui Elisei, iată că locul unde îl comim noi este prea strâmb, hai să ne unim și să facem un alt loc. Alexandru Meteleț, Ioan 17 cu 21, care l-am citat și noi. Da, într-adevăr. Mihaela din nou vrea să-și dubleze șansele. Dubleze șansele. Vândem frații în numele Domnului Iisus să aveți toți același fel de vorbire și așa mai departe. Lorena Bercea. Vândem fraților pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos să aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi. Foarte frumos sfatul lui Pavel, tot din 1 Corinteni, este practic așa răspuns cu al Mihaelei. Ia să vedem. Ia uite cine se uită aici, zice Marius Daniel Huian se uită. Da, 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 e fratele meu. Salut, eu, Marius. Știu, de asta am făcut remarca. Ok, bun. Timpul ne zorește, avem așadar 1, 2, 3, 4, 5 răspunsuri. 5 răspunsuri, repede un random.org să vedem la cine va merge în seara aceasta, de la 1 până la 5. Generăm răspunsul și răspunsul este 5. Cine a dat ultimul răspuns? Uite că a avut dreptate Mihaela să mai pună încă un răspuns. Mihaela, foarte fain. Ne-ai scutit de o... Da, ne mai scrie și Simida Burca acum, dar deja am încheiat. Mulțumim, Simida, da, tot așa și noi care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Mulțumim frumos, Mihaela, să treci pe la noi să iei premiu, pentru că e mai ieftin așa și ajunge mult mai repede la tine. Felicitări tuturor care au fost cu noi și nu putem încheia seara asta frumoasă fără să ascultăm, să spunem și o poveste. Povestea clasică despre unitate. Am vrut să fie alta, dar nu am găsit alta mai bună ca asta. Un om avea 7 feciori. Și care de care era mai vrednic? Căuta să arate că e mai vrednic și merită să fie feciorul cel din tâi, moștenitorul. Și văzându-i atât de dezbinat, tatăl a făcut o mică lecție cu ei. A luat un snop cu 7 nuiele zdravene, așa, le-a legat împreună, i-a adunat pe toți cei 7 și a zis, cine va reuși să rupă acest snop va fi moștenitorul meu și cel mai vrednic. Și au început rând pe rând și au dat seama, este imposibil să rupi acest snop. Dar tatăl zice, nu e adevărat, acest snop poate fi rupt. A dezfăcut legăturile și a luat vergelele rând pe rând și le-a rupt astfel. Au fost rupte și băieții au înțeles că e important să fii vrednic, dar oricât de puternic ai fi, dacă ești singur, nu ai puterea care ți-o dă grupul. Dragi tineri, dragi urmăritori care ați fost cu noi în seara asta și care veți urmări emisiunea vreodată, nu uitați că ceea ce te face puternic în lucrurile bune este unitate. Căutați unitatea în familie, căutați unitatea cu cei care au același scop și cred că ne-ar prinde bine, așa ca să o fac și pe filozoful, un soi de unitate națională, așa, să fim un pic mai puțin dezbinați. Mm-hmm. Înțeleg că putem urâi niște grupuri, dar nu înțeleg de ce trebuie să ne urâm și între noi care nu ajungem la acele grupuri. Acesta a fost focul de tabără. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Era să uit. Oare ce mai face Melcul? Eu am aflat ce face Melcul pe Everest. Nu vă spun. Ne vedem marțea viitoare.